Bun găsit, dragi prieteni, la Iașul TV, de emisiunea care încearcă, cel puțin ca în fiecare joi, să aducă în casele dumneavoastră voie bună și optimist. Și vreau să vă spun că am început în felul acesta, pentru că, după cum v-ați obișnuit, emisiunea noastră, spun la noastră, dar Laura azi nu e și am să vă spun și de ce, pentru că e învoită motivat, e la gala sportului ieșan și vom intra puțin mai târziu în legătură directă prin telefon cu ea să ne dea ultimele dezvăluiri de acolo. Dar, revenim la emisiune. Vă spuneam că de obicei încercăm să fim veseli și optimiști de această emisiune. Astăzi am parte de o emisiune și dumneavoastră veți avea parte de o emisiune absolut specială, o emisiune cutremurătoare, o emisiune emoționantă, zic eu, pe care deja m-am emoționat înainte de a intra în direct, o emisiune pe care nu aveți voie să o ratați, pentru că vorbim despre două cazuri absolut speciale, pe prima parte și pe a doua parte. În prima parte o să vorbim despre, pentru cine nu știe, pentru că a devenit celebră, a spune din păcate a devenit celebră în orașul nostru, toată presa a scris despre ea, vorba despre Rodiana Andreea Fumu, o fată frumoasă, o fată talentată, care este în clasa 10 la liceul Pantemir și care din păcate suferă de o boală destul de gravă, ca să zic așa. Și ca să vorbim despre acest caz, am invitat-o pe Nicoleta Negri, care este președintele Asociației Culturale Moldavia. Bine ai venit și îmi pare rău că ai venit. Tu ești mai vechea noastră prietenă, dar îmi pare că ai venit în astfel de circumstanțe. Mulțumesc de invitație. Și cu drag. Și Vlad Ruibu, care este prietenul Rodianei. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Emisiunea pe această parte se numește Sprijin pentru Rodiana. Hai să vedem. Pentru cine nu știe, și spuneam că presa a scris foarte mult și bine au făcut colegii noștri din presa scrisă, că au scris destul de mult despre ea. A făcut în acest caz un caz foarte mediatizat și cumva efectele au început să se vadă. Dar pentru cine nu știe, spune-ne tu puțin, Vlad, niște lucruri despre Rodiana pe care ar trebui să le știm noi cu toții. Cel mai lucru important de spus despre Rodiana este faptul că face de vreo 2 ani voluntariat, se implică în foarte multe proiecte, are o voce minunată la care cântă, unde cântă la majoritatea evenimentelor și acum o lună, din păcate, a fost diagnosticată cu o boală destul de gravă, numită cancer. În prezent s-a aflat că are metastaze la oase, la plămâni și un sarcom în zona ovarului. Acum este în Viena, de ieri a început tratamentul cu chimioterapie și sperăm ca într-un final să fie totul bine. Hai să spunem așa, scuze că te întrerup. Deci, Rodiana avea nevoie foarte urgentă de o sumă destul de mare de bani. Era vorba în primă fază de 70.000 de euro, da? Da. În primă fază spun, pentru că evident că ea va mai avea nevoie și după strângerea acestei sume. Da, să o luăm pas cu pas. Voi ați reușit să strângeți într-un timp record o sumă mare, vreo 35.000 de euro, greșesc? Nu greșesc. Nu, este corect. Motiv pentru care a putut să plece în Viena, nu ca să înceapă tratamentul. Exact. Acum mai aveți nevoie de măcar 35.000 de euro, după care evident că vom avea nevoie de foarte mulți bani. Sunt exact. Mari, într-adevăr, da, pentru noi și care nu sunt tocmai foarte ușor de strâns. 70.000 de euro sunt doar prima etapă a terapiei. Probabil că vor mai urma încă două, deci încă 140.000 de euro. Pentru cei care nu știu, conturile vor fi deschise mult timp, pentru că este într-adevăr nevoie de acești bani. Momentan, familia Fumu își permite să plătească probabil și prima etapă și a doua, dar chiar și așa vor fi minusuri, ceea ce înseamnă că va trebui să donăm cât de mult putem. Momentan în Iași aproape toate școlile au donat și este un lucru foarte bun pentru că ne-am mobilizat cu toții. Acum se poate dona și SMS pentru cei care nu știu, pe Facebook sau cel puțin pe majoritatea rețelelor de socializare sunt site-urile și link-urile speciale pentru a putea dona SMS, aveți acolo numărul și toate detaliile de care aveți nevoie. Așa, bun. Acum ca să înțelegeți de ce a venit și Nicoleta la emisiunea noastră și hai să le spunem că vorbeam înainte de emisiune, ziceam cum să abordăm subiectul, că noi în emisiune de obicei mai facem o glumă, mai știi și tu că mai grunim, la noi se întâmplă de bine și am zis să-l abordăm într-o notă optimistă, să fim veseli și să fim optimiști, că totul să fie bine până la urmă. Nicoleta, așa cum vă ziceam, reprezintă Asociația Culturală Moldavia și Rodiana este, eu zic este,
că e în continuare voluntarul vostru, a participat la foarte multe evenimente și foarte multe festivaluri și v-a ajutat și s-a implicat foarte activ. Și acum v-ați gândit, așa cum zic eu că e și normal, să-i întoarceți ajutorul. Motiv pentru care organizați pe 27 februarie, nu? Da. La Casa de Cultura Studenților, un spectacol caritabil care se numește Împreună pentru Rodiana. Ia, până să ajungem la spectacol, zi-mi și mie două, trei cuvinte despre Rodiana. Cum era ea la evenimentele voastre? Sigur. După cum puteți observa din pozele care tocmai ce au fost derulate, este un voluntar foarte dedicat, face parte din Asociația Culturală Moldavia de mai bine de 2 ani de zile. Este un voluntar implicat, datorită implicării foarte active pe perioada aceasta mare de timp, a devenit și un coordonator foarte bun, după cum s-a observat și la G-Fest și la Rock în Iași, întotdeauna acolo alături pentru noi să ne ajute, de aceea nu putem să refuzăm cu absolut nimic, niciodată. Și cum v-a venit ideea acestui spectacol caritabil? Sau de unde a pornit clinciu? A pornit de la faptul că trebuie să facem ceva, nu putem sta așa pur și simplu. Deci, obligatoriu, trebuie să facem ceva. De aceea vă așteptăm marți pe 27 februarie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, sala Gaude Amus, la spectacolul caritabil, unde avem următorii artiști care ne vor încânta. Prima trupă va fi o trupă de dans, Hometown Dance, cu 22 de membri, cu vârste cuprinse între 12 și 29 de ani, ce împărtășesc pasiunea pentru dans. Vor veni și Matei Iancu și Alexia Urtoi, cei doi elevi de clasa 10-a și a 11, de a 10-a și de a 9-a, da. Cei care vor participa și la Eurovision 2018. Dar și putem să zicem să-i voteze oamenii duminică, da? Da, da, foarte important. Cerban Manole, elev de clasa 12-a, Anișoara Nenescu și Șerban Panciuc, Mihnea Vlaiduc și Bobby Dumitraș, membru al trupei de muzică și umor fără zahăr, ne va încânta cu o reprezentație de stand-up comedy. Domnul Bobby Dumitraș este un prieten care ne dă întotdeauna o mână de ajutor atunci când este nevoie și am avut nevoie de el, indiferent că a fost pentru o cauză sau indiferent, tot timpul a fost acolo să ne sprijine cu orice. Așa, să spunem și de intrare, da? Că spune sigur. Tu, ca să nu zic eu. Intrarea se face pe bază de donație. Donația este minim de 20 de lei. Am făcut invitații, să vă arăt și un model, acesta este un model de invitație. Mare parte sunt distribuite de către voluntari, le găsiți și la Casa de Cultură a Studenților. Pe evenimentul de pe Facebook veți găsi număr de telefon care puteți să sunați să faceți rost de aceste invitații. Dacă ne vor rămâne invitații, noi sperăm să nu rămânem cu invitații până în ziua spectacolului, de aceea, dacă avem, o să punem și la intrare. Dar chiar și așa vă așteptăm indiferent de. Asta vreau să zic și eu, că dacă e cineva care nu sună sau nu își face rezervarea asta pe Facebook, cred că poate să vină, nu și așa, la sigur, siguranță așteptăm. Pentru oamenii buni se găsește loc în sală. Donația e de minim 20 de lei, asta înseamnă că cine dorește poate să dea desigur mai mult. Nu e nimic, ați a căzut capacul de la Pix. Ideea este, dragii mei, că să știți că n-au fost vorbe goale așa în van aruncate. Noi chiar avem, eu ce puțin eu simt emoția aici și nu avem emoție de fapt din cauza faptului că suntem în live, ci pentru că mie cazul mi se pare destul de așa, nu știu cum să zic, hai să nu zic emoționant, că vreau să fiu totuși vesel cu voi. Știi, vorbim de un spectacol, e un caz important, pentru că e o fată tânără, e o fată plină de viață, o fată talentată, cum ați spus și voi, și care merită tot sprijinul nostru. Și să punem mâna de la mână ca să reușim să o ajutăm. Este o fată care se implică peste tot în toate, nu numai din asociația noastră, face parte, se implică în mai multe voluntariate, peste tot, de asta este și foarte cunoscută, de aceea solicit ajutorul tuturor care o cunosc și nu numai, pentru că avem nevoie de ea să fie aici lângă noi. Și sunt convins că se va întoarce bine și plină de viață. Vlad, cum e la școală acum, la Rodiana, știi? Ce se întâmplă cu colegii? Nu, cu siguranță colegilor le pare rău și... Adică vreau să văd care e starea de spirit acolo în clasă, știi? Nu știu exact, nu suntem la aceeași școală, dar tot ce știu este că Cantemirul a strâns o sumă destul de mare. Impresionantă pentru cazul Rodianei și directoarea a fost informată de
Bala Rodianei. Doamna a spus și la profesori și în, probabil tot Cantemirul se știe de cazul Rodianei și și mulți a, dintre colegi au pus tot mână de la mână și nu numai de la liceu Cantemir, cred că și știu că și din alte licee, ce e un lucru impresionant. Vreau să mă iertați puțin, o să intre Laura în legătură directă cu noi, că spuneam și pe asta ne întoarcem la Rodiana. Bună, Laura, ce faci? Mă auzi? Bună, bine! Ei, cum mai este cu gala sportului ieșa? Mai avem sport în Iași ca să facem gala? Sunt curios și eu. Teoretic nu prea mai avem sport. Practic se pare că au fost niște sportivi care au fost premiați în această seară și de care Ieșenia trebuie să fie mândri. Întâi lasă-mă să salut și invitații noștri din platou, să motivez o absența de astăzi. Trebuie să știi că am spus. Săptămâna viitoare revin. Am zis că ai absent motivat, să știi. Absent motivat, ok. Deci sunt scuzată. Ce să vă spun, până în momentul de față s-au premiat mai multe sporturi. S-a premiat echipa de scrimă, s-a premiat echipa de canotaj, s-au premiat gimnastele de la Anghel Salini, pe care vreau să le menționez cu mult drag. Este vorba despre Andreea Verde și despre Laura Anisei. S-au premiat fetele de la rugby feminin, pentru că sunt campioanele noastre și ne mândrim cu ele, fetele domnului Nicu Tarcan. S-a premiat inclusiv echipa de fotbal Politehnica Iași din sezonul trecut, Eugen Neagoie împreună cu băieții lui și cu președintele executiv, fostul președinte executiv Florin Prune, au luat premiul pentru cea mai bună performanță de până acum a Politehnicii Iași, un premiu pe care, na, toată lumea știe de ce a trebuit să-l ridice actualul președinte Adrian Ambrosie. Se mai premiază în continuare, s-au luat premii și din partea seniorilor, un premiu special l-a luat domnul profesor Nucu Antoși pentru deschiderea primei școli de antrenori din Iași. Au luat premii și domnul Poiană și domnul Cudac pentru cluburile Unirea Iași și CSM Politehnica Iași. Ce să vă mai spun? A luat un premiu special care, sincer, nu știu dacă trebuie să mă mire, dar care, din punctul meu de vedere, este de fapt pe munca sportivilor și domnul Vasile Manole de la CS Politehnica Iași. Iar premiile continuă. Trebuie să spunem că avem și un special guest în cadrul acestei gale. Este vorba despre Cristi Balaj, care este prezent și care va mâna și dumnealui în premiu. Și cam astea sunt veștile de aici. Sala sporturilor este pe jumătate plină doar, jumătatea goală a paharului o vedem noi în zilele astea, când vorbim despre dispariția echipei de rugby masculin din Superliga, vorbim despre aproape dezafilierea echipei de handbal masculin din primul eșalon, vorbim despre o posibilă dezafiliere inclusiv a echipei de basket, care urmează să aibă meci aici imediat după finala galei, după finalizarea galei. Sperăm să vorbim despre un rezultat bun la fotbal și sâmbătă Ieșenii să facă o figură bună și să se califice în play-off, deși e o luptă grea acolo. Vorbim despre foarte multe zilele astea, dar nu vreau să vă acaparez eu toată emisiunea. Da, da, hai să fim, și pozitivi. Avem parchet nou, frumos în sală, avem un derby sâmbătă la fotbal, adică să vedem partea, eu văd partea plină, știi, a paharului. Derby am spus, despre parchet nu știu cine va mai juca pe parchet, chiar trebuie din nou să citez gluma, o glumă care a apărut pe Facebook, poate facem lupte de cocoși în polivalentă dacă se distruge tot sportul, sperăm să ne ajungem acolo, sperăm să continue să existe sportul, sperăm să se aprobe într-un final acea lege a sportului pe care toți o așteptăm cu sufletul la gură și sperăm ca și retroactiv sportivii noștri care și-au dat sufletul pe teren până acum, indiferent de sportul pe care îl practică, să fie remunerați așa cum este nevoie. Așa este. Gata, îți mulțumim frumos. Noi ne întoarcem la Rodiana, pe tine te lăsăm acolo la gala sportului Ieșean și ne revedem joia viitoare aici în studio. Sigur că da, vă mulțumesc și salut toți telespectatorii Iași TV Live și toți telespectatorii noștri a emisiunii Iașul TV. Numai bine. Da, dacă tot am vorbit de fotbal, lăsați-mă să spun și eu că le urez multă baftă băieților de la fotbal. Sâmbătă avem un super meci în Copo, nu știu dacă sunteți microbiști sau nu, dar e un meci absolut special. Dacă reușim să învingem viitorul, intrăm în play-off și cred că ar fi o performanță extraordinară, cum unică pentru oraș. Dacă tot spunea Laura că nu prea mai sunt multe echipe de sport ieșean în Iași, măcar să ne strângem sâmbătă în Copo, chiar dacă va fi frig. Să punem mână de la mână, cum vreți spune și pentru Rodiana și de ce nu poate o ajutăm și acolo pe stadion, cine știe, dacă e chestie, că ar fi o chestie. Da, e un meci foarte important, așa încât sâmbătă în Copou la 8 fără un sfert să dea Dumnezeu să câștigăm și să ducem sportul ieșean, măcar fotbalul, în elita ligii întâi. Bun, ne întoarcem la Rodiana. Acum spuneți că ea este în Viena deja, de câte zile a ajuns? Duminică. Aveți știri de la ea, cum decurge acolo tratamentul, primele zile? Duminică a ajuns, duminică seara a ajuns, s-a cazat la nu știu exact unde și de luni a început analizele.
Luni seara a avut dureri destul de mari. A fost nevoită să meargă la spital pentru a-i da calmante. Marți era teoretic ziua ei liberă în care putea să viziteze Viena, dar din păcate durerea s-a extins la ambele picioare. Tumora respectiv îi apasă prin nervi, cel mai probabil, la fel și metastazele osoase, care o incomodează destul de tare. Și marți a trebuit să stea în spital să continue cu calmantele. Iar ieri a început chimioterapia, a zis că s-a simțit puțin ciudat, nu neapărat rău, ci doar puțin ciudat, în rest a fost tot ok. Durerea a mai scăzut, dar chiar și așa nu a dispărut de tot. Da, mă uitam la, să știți, acum curg din nou imaginile pe ecran, mă uitam la Nicoleta, eu spun tot, știi, adică nu te las deloc. Mă uitam la tine că te uitai în monitor, ca să zic așa, și zâmbeai așa, cum să spun, nici nu știu cum să zic că zâmbeai, așa, la amintire. Este o persoană specială. Și mi se pare că văd și două, nouă în ochii tăi, niște... Este o persoană specială și o să facem absolut tot ce ne stă în putință să vină înapoi și să o punem la treabă. Dar vă rog, eu acum să nu plângeți, să mă iași pe mine plânsul, credeți-mă. Deci, să nu dați cadru pe mine acum că m-a luat și pe mine cu plâns. Și nu dă bine să plâng eu la televizor. Da, hai să vorbim puțin despre... Gata, ne-a trecut plânsul. Să vorbim despre spectacol, ce mai e de spus, de ce marți, să mai repetăm de mai multe ori că e important. Marți, 27 februarie, ora 18, Casa de Cultură a Studenților, Sala Gaudeamus. Sala mare, pentru cine nu știe. Câte locuri sunt? 700, cred că, nu? Greșesc Nu știu, 500. 500. Am pus să fie 700 de oameni, da, să am eu gura pocită. Perfect. Știi cum e, când veniți la noi vă merge bine. Mai avem scaune, mai improvizăm. Păi asta, că mai veniți cu scaune. Nu, nu avem voie să spunem că spunem ca unii experimentare în astea, că știi, Iisus și nu avem voie la televizor să zicem. Nu, o să stea oameni așa să se uite. Important este până la urmă să donăm, nu? Da. Să punem acolo cât poate fiecare și să știți, dragii mei, că chiar dacă pare puțin, nu știu, 10 lei, 5 lei, 20 de lei, să știți că când suntem mulți, banii ăștia se adună și se duc acolo unde trebuie, adică corect, în Viena. Adică poate părea o sumă mică. Și apropo de sumă, citisem în ziar că o doamnă pensionară a donat 500 de lei, nu știu dacă știți lucrul ăsta, a rămas pensionată de casă și a donat 500 de lei din pensie, evident, probabil mai mult de jumătate a pus acolo. Deci dacă ea a făcut lucrul ăsta, cred că se poate. Avem acum tot așa o persoană, care, un coleg de la una din școlile care se fac respectivele strângeri de fonduri, tot așa 500 de lei a donat pe loc, adică... Pentru cine are, evident că poate să pună și mai mult. Să mai spun o dată, unde se găsesc conturile? Pe Facebook, da? Pe Facebook în mare parte, da. Puteți intra că e important să intre oamenii, să vadă, poate sunt care au posibilități mai... generoasă și atunci poți să donezi acolo o sumă mai mare, că lucrurile nu se termină la acest concert. E doar un prim pas pe care voi cei de la Moldavia ați făcut și l-ați făcut normal și frumos. Dar cred că de aici trebuie să continuăm și să nu ne oprim. Garantat. E foarte important lucrul ăsta. Da, mai avem două minuțele. Ce mai ai de spus despre Rodiana? Repede, știu că a trecut timpul repede. Asta. Ok, mai am câteva chestii de spus. Te rog. Pe lângă cel de la CSS, pe lângă eveniment, mai este unul duminică, în underground. Nu știu sigur la ce oră începe, dar cred că va fi la 8. Oricum, toate detaliile vor fi pe site-ul barului. Donația va fi de minim 10 lei. Din nou, artiștii nu îi cunosc și nu știu exact, dar... putem afla de pe net, de pe net, netul, da. Nu e... Problema important e să ne strângem acolo pentru ea, nu pentru ce se întâmplă. Contează, evident, ce se întâmplă pe scenă, dar așa e. Și mai în afară de donații, mai e un lucru. Energia pozitivă care se adună într-un loc cu mulți oameni buni. Da, cam asta e. Nicoleta, da. Deci, 30 secunde final, finalul. Vă invităm la multă voie bună și să ne adunăm pentru Rodiana, marți 27, ora 18, Casa de Cultură. Mulțumesc! Cam asta a fost. Eu îi doresc multă sănătate și poate o să ne urmărească și ea pe internet. Dacă nu ne-a urmărit live, emisiunea se încarcă așa încât ne găsește pe YouTube. Poate să vadă și aia toate gândurile bune și să dea Dumnezeu să vină aici la masă între voi și să facem și o emisiune de, știi cum e, de bine după ce se întoarce în țară. Sunt incredibil, abia aștept. Da, vezi asta, să încheiem într-o notă pozitivă.
Mulțumesc frumos, vă doresc succes la spectacol, să aveți toate locurile pline, să dea pe afară sala asta, vă doresc, și să ne suni să ne spui cum a fost la spectacol. Sigur, și dumneavoastră vă invit să nu schimbați postul, pentru că revenim după o scurtă pauză de publicitate.